Au fost 4 zile de foc pentru angajații Serviciului Județean de Ambulanță Olt. Sute de persoane au chemat salvarea de Paște după ce fie au mâncat prea mult și li s-a făcut rău, fie au consumat prea mult alcool și s-au luat la bătaie sau au făcut accident. De pe data de 6 până pe data de 9 avem 490 de solicitări, iar de pe data de 9 a 4 până astăzi 10 a 4, la ora la care vorbim, este vorba de 255 de solicitări. Un număr mare, cu tulburări gastrice, cu accidente rutiere, cu stări de ebrietate, cu agitații psihomotorii, pacienți psihici decompensați. Echipajele cu greu au făcut față numărului crescut de solicitări, au fost parte din solicitări care au putut fi temporizate, au fost lăsate în așteptare și atunci când am avut liber un echipaj, l-am direcționat acolo. Din cauza consumului de alcool au fost și multe accidente de circulație. Nu a existat zi din cumulul acestor zile libere în care să nu avem înregistrat cel puțin un accident rutier. În medie au fost 3 accidente rutiere cu 3-4 victime care au fost transportate la spital, ceea ce mi se pare mult, având în vedere că avem zile libere ca să ne relaxăm și nu să facem acte de teribilism. La spital au ajuns și foarte mulți tineri în urma unor probleme medicale. Am avut situații chiar a unor pacienți mai tineri care nu se știau diagnosticați aici și chiar aș vrea să trag un semnal de alarmă că dacă avem în medie 30-40 de ani ca și vârstă, trebuie totuși să facem bilanțul medical periodic măcar. Sunt înregistrate la aceste etape de vârstă cazuistica unor boli cardiovasculare și chiar neurologice de care pacienții nu știau. S-au trezit doar în momentul în care au apărut unele complicații. 27 de echipaje de la Serviciul de Ambulanță Olt au fost la datorie în perioada sărbătorilor de Paște.